Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom rezolva în continuare câteva probleme cu teorema împărțirii cu rest. Prima problemă. Împărțind numărul natural n la 68, se obține restul 39. Ce rest se obține când împărțim pe n la 17? Haideți să ne amintim teorema împărțirii cu rest. Deci dacă avem Teorema împărțirii cu rest. Deci dacă avem A împărțit la B, egal cu C, câtul și restul R. Da vom putea scrie în teorema împărțirii cu rest că A este egal cu B, orice plus restul, unde R trebuie să fie mai mic decât B. Bun, revenim la problema noastră. Deci, din teorema împărțirii cu rest, conform datelor problemei, rezultă că A este numărul nostru N, B este 68, iar restul este 39, pentru că problema ne spune că împărțim numărul natural N la 68, se obține restul 39. Deci de aici rezultă că N Va fi egal cu 68 oricâtul plus 39. Da, și noi trebuie să aflăm ce se obține când împărțim pe N la 17. Vom descompune numărul 68. Haideți să vedem. 68 îl vom putea scrie ca 4 ori 17. 4 ori 17 este 68. O să încercăm să-l scriem și pe 39 ca 2 ori 17 plus 5. 2 ori 17 este 34 plus 5. Deci am scris ambele numere în funcție de 17. Atunci noi vom putea scrie că n este egal. Deci în loc de 68 vom scrie 4 o ori 17 orice. Plus în loc de 39 vom scrie 2 o 17 plus 5. Deci de aici rezultă N. Deci orice numărțit cu 17 este multiplul de 17. Multiplul de 17 plus 5. Și de aici rezultă. Din relația pe care am obținut o rezultă că restul împărțirii lui n la 17 este 5. Următoarea problemă Împărțim numărul natural n la 57, se obține restul 53. Ce rest se obține când împărțim pe n la 19? Vedeți să vedem. Deci, la fel, din teorema împărțirii cu rest, nu știm că a este egal cu b ori c plus restul, unde restul trebuie să fie mai mic decât b. În cazul nostru, dacă a este egal cu n, numărul nostru necunoscut, b este egal cu 96, b este egal cu 57 și restul este egal cu 53. În funcție de aceste date vom scrie teorema împărțirii cu rest, adică n este egal cu 57 orice plus 53. N va fi egal cu. Vom încerca și de data asta să-l descompunem pe 57 și pe 53. Da, 57 descompus este 3 ori 19. Da, iar 53 este 2 ori 19 plus 15. Da? Deci l-am împărțit pe 53 la 19 și am aflat că este 2 ori 19 plus 15. Da? Deci 57 este 3 ori 19. În loc de 57 o să scriem 3 ori 19. Orice. Plus, în loc de 53 vom scrie 2 ori 19 plus 15. N este egal Vedem că în ambii avem pe 19, deci o să fie un multiplu de 19 plus 15. Deci de aici rezultă că restul, restul împărțirii lui N la 19 este 15. Problema 3. Să se afle cel mai mic număr natural care, împărțit la 5, să dea câtul 7 și restul diferit de 0. La fel începem cu teorema împărțirii cu rest. Deci, din teorema împărțirii cu rest, vom avea. Haideți să notăm cu x numărul nostru necunoscut, da? x egal cu 5 ori 7 plus restul. Unde restul trebuie să fie diferit de 0. Da? Deci trebuie să se află în cel mai mic număr natural care a împărțit la 5 să dea câtul 7 și restul diferit de 0. Și am scris teorema împărțirii cu rest. x egal cu 5 ori 7 plus restul. Da? Restul trebuie să fie diferit de 0. Și ținând cont de treaba aceasta, cont că R trebuie să fie diferit de 0, rezultă că restul trebuie să fie mai mic decât 5. Da? Pentru că în teorema împărțirii cu rest, avem restul întotdeauna mai mic decât neîmpărțitul. Deci, Restul trebuie să fie mai mic decât 5, dar să nu fie 0. Deci, de aici rezultă că restul ia următoarele valori: 1, 2, 3, 4. Da? Pentru că trebuie să fie diferit de 0, nu includem pe 0 și mai mic decât 5, atunci merge până la 4. Iar acum, desigur, că pentru x egal cu, pentru r egal cu 1, obținem cea mai mică valoare a lui x. care este x este egal, deci din relația aceasta vom avea că x este egal cu 5 ori 7 plus 1. Da? Am luat prima valoare a restului, cea mai mică, rezultă x este egal cu 35 plus 1, rezultă x egal cu 36. Pentru că dacă restul vom înlocui cu 2, vom avea 5 ori 7 plus 2, adică 35 plus 2 este 37, iar noua problema ne cere cea mai mică valoare a lui X. Deci am ajuns la răspunsul final al problemei. Problema 4. Să se afle numerele naturale nenule care împărțite la 13 dau restul egal cu, cu dublul câtului. Deci haideți tot așa scriem teorema împărțirii cu rest da? și avem x. Haideți să îl notăm cu x toate numerele naturale nenule. x egal cu 13 ori câtul plus restul. Și mai avem din datele problemei că restul trebuie să fie egal cu dublul câtului, adică R este egal cu 2 ori C. Da? Și mai avem următoarea proprietate că restul trebuie să fie mai mic decât 13, deci nu are voie să fie mai mare decât 13, trebuie să fie strict mai mic decât 13. Da? Și atunci restul va lua următoarele valori. Deci va aparține și câtul va lua alte valori. Deci pentru restul egal cu 1. Deci dacă restul este mai mic decât 13, considerăm toate numerele de la, 0 la, de la 1 la 13, da? Deci dacă punem că restul este 1, 1 egal cu 2 ori C, rezultă că C este egal cu 1 pe 2. Deci nu se poate, da? Pentru restul egal cu 2, da? Haideți să scriem așa, pentru R egal cu 2 rezultă 2 egal cu 2 orice. Rezultă câtul va fi 2 împărțit la 2, adică 1. Deci pentru restul egal cu 2, da? câtul va fi 1. Dacă restul este 0, câtul va fi tot 0, da? Pentru rest egal cu 3, nu se poate, da? R egal cu 3 rezultă 3 egal cu 2 ori, deci de 2 ori câtul egal cu 6C rezultă C egal cu 3 împărțit la 6, deci nu se poate. Pentru R egal cu 4 rezultă că 4 va fi egal cu 2C. Deci rezultă câtul va fi egal cu 4 împărțit la 2, rezultă câtul 2. Da? Deci pentru restul, având valoarea 4, rezultă câtul cu valoarea 2. Deci vom lua doar numerele pare. Pentru rest, având valoarea 6, nu va rezulta câtul 3. Deci vom face operațiile pentru fiecare valoare. 8, câtul va fi 4. Pentru 10, câtul va fi iarăși 5, adică jumate. Și pentru 12, va fi 6. Deci am aflat valorile restului și ale câtului. Da? Și le vom înlocui în relația noastră. Deci rezultă, pentru a afla numerele naturale de nule care împărțite la 13 dau restul egal cu dublul câtului. Deci x va fi egal cu 13 ori 1. Da? Deci primul cât plus primul rest plus 2. De aici rezultă x egal cu 15. x egal cu 13 ori 2 plus 4. Deci x este egal cu 26 plus 4, rezultă x este egal cu 30. Pentru următoarea valoare, x egal cu 13 ori 3 plus 6, rezultă x este egal cu 39 plus 6, rezultă x este egal cu 45. x este egal cu 13 ori 4 plus 8. Rezultă x este egal 13 ori 4 este 52 plus 8. Rezultă x este egal cu 60. x este egal cu 13 ori 5 plus 10. Da? Observăm că restul este dublul câtului. Rezultă x va fi egal cu 65 plus 10 rezultă x este egal cu 75. Și ultima valoare, x egal cu 13, o 6, plus 12. De aici rezultă x este egal cu 78 plus 12, rezultă x este egal cu 90. Dacă l-am fi înlocuit și pe 0, ar fi fost 13 ori 0 plus 0, ar fi fost 0, dar 9 de cer numerele naturale nenule, da? Deci atunci 0 nu are ce să caute. Deci, în concluzie, rezultă că X poate să ia următoarele valori: 15, 30, 45, 60, 75 și 90. Deci acestea sunt numerele naturale de care împărțite la 13 dau restul egal cu dublul câtului. Problema 5. Să se, se afle numerele naturale care împărțite la 24 dau câtul 13 și restul un pătrat perfect. Deci vom nota cu n toate numerele naturale, n, împărțite la 24, dau câtul 13 și restul un pătrat perfect. Da, din teorema împărțirii cu rest, vom putea scrie că n este egal cu 24 ori 13 plus restul. Cu condiția ca restul să fie mai mic decât 24. Și restul trebuie să fie pătrat, perfect. Da? Să vedem ce numere mai mici decât 24 sunt pătrate perfecte. 0, 1, 4, pentru că poate fi scris, deci 1 la puterea a doua este tot 1. 4 se poate scrie ca 2 la puterea a doua. Următoarul pătrat perfect va fi 9, care îl putem scrie ca 3 la a doua Și 16, care îl vom putea scrie ca 4 la a doua. Deci 4 e scris ca 2 la 2, da? 1, 1 la 2. 9, 3 la 2. 16, 4 la 2. Da? Iar dacă am fi avut 25, adică 5 la 2, nu se încadra în condiția noastră ca restul să fie mai mic decât 24. Deci pătratele perfecte sunt numerele scrise la puterea 2. Deci restul ia următoarele valori, da? 0, 1, 4, 9 și 16. Pentru fiecare din aceste valori îl vom afla pe N. Deci N este egal cu 24 ori 13 plus 0 rezultă N este egal cu 312. 24 ori 13 este 312. Următorul caz. N este egal cu 24 ori 13 plus 1. Rezultă N este egal cu 313. N este egal cu 24 ori 13 plus 4. Rezultă N va fi egal cu 316. Adică 312 plus 4. N este egal cu 24 ori 13 plus 9. Rezultă N va fi egal cu 321. Și N este egal, ultimul caz, 24 ori 13 plus 16. De aici rezultă că N va fi egal cu 328. Deci numerele naturale care împărțite la 24 și dau câtul 13 și restul împătrat perfect, sunt N, aparțină următoarelor numere 312, 313, 316, 321, 328. Următoarea problemă. Suma a două numere este 101. Se știe dacă împărțim numărul cel mare la numărul cel mic, obținem câtul 7 și restul 5. Aflați cele două numere. Haideți să notăm cu a și b cele două numere. Adică suma a două numere este 101, adică a plus b egal cu 101. Deci, mai știm că dacă împărțim numărul mare la numărul mic, obținem câtul 7 și restul 5. Haideți să considerăm a numărul mai mare. a împărțit la b egal cu 7, rest 5. Din relația aceasta și teorema împărțirii cu rest, rezultă că a este egal cu 7b plus 5. Deci avem două relații. Prima, a plus b egal cu 101 și a este egal cu 7b plus 5. În relația a plus b egal cu 101, îl vom înlocui pe a cu 7b plus 5. Și continuăm, plus b-ul din relație egal cu 101. Avem 7b plus b, adică 8b Plus 5 este egal cu 101. Dar de aici rezultă că 8B este egal, o să-l trecem pe 5 în partea, în partea dreaptă, cu semn schimbat, 101 minus 5. Adică 8B este egal cu 96. Rezultă B va fi egal cu 96 împărțit. La 8. B este egal cu 12. Dacă împărțim 96 la 8, obținem 12. L-am aflat pe B. Haideți să-l aflăm și pe A. Din relația a egal cu 7b plus 5a va fi egal adică 7 ori 12 plus 5. Rezultă că a este egal cu 84 plus 5. Rezultă a este egal cu 89. Haideți să verificăm dacă am obținut corect cele două valori. Deci, în primul rând, A plus B trebuie să fie 101. Adică o să facem proba, da? Adică 89 plus 12. 9 plus 2, 11, 1 în minte. 8 plus 1 este 9, plus 1 din minte, 10 de suma lor ne dă 101. Și dacă împărțim numărul, dacă împărțim numărul mai mare la numărul mai mic, obținem câtul 7 și restul 5. Adică 89 împărțit la 12. Deci 12 în 89 intră de 7 ori și 2 ori 7 este 14, 4 în minte 84. Da, deci am obținut câtul 7 și restul 5.